Aproape 150 de soldați din nordul țării au depus astăzi jurământul militar. În următoarele 12 luni, aceștia vor trece printr-o adevărată școală a bărbăției. Vor da dovadă de curaj și disciplină. Evenimentul a avut loc în cadrul brigăzii 1 Infanterie Motorizată Moldova din Bălți. Jur! 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 Sunt sigur că această școală a bărbăției ne va fi de folos. Vreau să vă asigur că vom deveni destoinici apărători ai țării și, cum scrie în jurământul militar, mereu vom respecta legile Republicii Moldova și regulamentele militare. Până la depunerea jurământului, tinerii au fost instruiți timp de 6 săptămâni. Jurământul de credință patriei este cel mai frumos eveniment din viața unui militar. Odată cu depunerea acestuia, aveți un legământ sfânt față de Constituție, legi, regulamente militare și meleagurile strămoșești. Emoții au avut nu doar tinerii, dar și rudele lor. Valentina Școlnic are 28 de nepoți. Unul dintre ei a depus astăzi jurământul militar. Tare bine, tare frumos, îmi place, dar n-am cunoscut nepoțelul, l-am prăpădit pe aici. Tăți sunt într-o culoare, tăți sunt într-o mărime, tăți sunt într-un pas și feci sunt încă. M-am mirat. Este foarte important pentru ca să ne apere țara, să ne apere pe noi, să ținem și noi pe dânsă. Sunt mândră că am așa un frate care a fost de ce să fac acest pas. Меня племянник, сын моего брата, пошел служить в армию. Сам захотел ребенок и пошел в армию. Cei care au urmat cariera militară spun că sunt mândri de alegerea făcută. Armata oferă posibilități de dezvoltare destul de bune, un salariu la fel, dacă rămâi pe un contract, un salariu destul de atrăgător. Pentru mine armata înseamnă o disciplină la un nivel înalt, o pregătire fizică foarte bună și la fel o camaraderie și un ajutor din partea prietenilor sau camarazilor pe care activez. La finalul ceremoniei, vizitatorii au putut face cunoștință cu armamentul, tehnica și echipamentul militar din dotare.